1 decembrie, ziua românilor, a venit pentru Giurgiu Ven cu incertitudini în ceea ce privește căldura din apartamente. La sfârșitul săptămânii trecute, sute de apartamente nu au fost suficient încălzite, iar în altele caloriferele au fost reci. Și asta pentru că furnizorul principal de gaz a asistat livrarea combustibilului către Global Energy Production, societate care asigură în Giurgiu distribuția energiei termice. Conducerea societății spune că de vină sunt giurgiuvenii care nu și-au plătit facturile din luna martie și la rândul său Global Energy nu a putut plăti facturile pentru gazul consumat. Cu privire la încălzire, vreau să vă spun că la acest moment lucrurile nu stau așa cum am fi dorit, în sensul că acel contract de gaze care l-am avut datorită neplății anumitor asociații, anumitor cetățeni din municipiu, n-am reușit să plătim gazele din luna martie, ca atare contractul a fost desființat, cel puțin la data de astăzi. Urmează ca în cel mai scurt timp să găsim un nou furnizor de gaze și să reluăm la parametrii apropiați sau poate chiar la parametrii normali de funcționare a sistemului din această iarnă. Situația a devenit critică la sfârșitul săptămânii trecute, când un posibil furnizor de gaze, Virom, a anunțat că nu livrează combustibil decât cu plata în avans. A fost necesară intervenția municipalității pe lângă Virom, care a garantat că primăria Giurgiu va cumpăra gazul necesar producerii agentului termic. Iar astăzi, reprezentanții celor trei părți au negociat o soluție pentru a depăși situația. În paralel, municipalitatea face demersuri pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru a primi un ajutor de urgență. Pe de altă parte, Global Energy caută să mai tragă de timp până lucrurile intră pe un făgaș normal. La acest moment, centrala pe cogenerare cu motoare funcționează și noi, suplimentând cu energie termică din sursele proprii, atât cât avem disponibil combustibil. Sperăm ca săptămâna viitoare să avem suficient combustibil ca temperatura din casele oamenilor să fie bună, spre foarte bună. Mâine consilierii locali municipali sunt convocați în ședință extraordinară pentru un proiect de hotărâre prin care se va stabili suma ce poate fi deblocată pentru plata în avans a gazului către Virom. Banii vor fi afectați din sumele ce urmau să reprezinte subvenția municipalității către populație la plata agentului termic.